Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. În cele ce urmează, vă invit să vizionați emisiunea în direct. Ieri, grupul de inițiativă feminist din Republica Moldova a organizat și desfășurat un marș cu titlul Nu înseamnă nu. Despre specificul acestui marș în Republica Moldova, despre drepturile femeilor și despre revendicările acestora, vom încerca să discutăm împreună cu Doina Străisteanu, avocat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Străisteanu, ce înseamnă nu înseamnă nu? Noi ne-am referit la consimțământul pe care femeia trebuie să-l dea informat și liber atunci când întreține relații sexuale cu partenerul său. Prin nu înseamnă nu, avem în vedere că nu este un cuvânt drept răspuns atunci când partenerul, o persoană, ar dori să întrețină o relație sexuală. Dacă răspunsul femeii este nu, atunci el este nu. Noi nu putem și nu acceptăm ca prin nu să se înțeleagă poate mâine sau poate poimâine sau da. Există un stereotip până la urmă în societatea noastră, atunci când femeia zice nu, se înțelege, da? Da, femeilor li se atribuie stereotipul că ea se răzgândește des, respectiv când spune nu, presupune da, și asta pentru mulți bărbați înseamnă deci invitații la perseverență, insistență, iar în cele mai rele cazuri la violență. Femeia astăzi este discriminată? Care a fost până la urmă și scopul acestui mesaj, pe lângă obiectivul enunțat un pic mai devreme, și cum au reacționat concetățenii noștri? Iată un șir de probleme pe care încercăm să le luăm de la un capăt. Vă rog. E adevărat că chiar și în 2017, având multitudine de norme și legislație care asigură egalitatea de gen, asigură acces la același loc de muncă și salariu și beneficii, noi în continuare avem o statistică care arată că femeia primește doar 80 sau 85% din venitul pe care îl realizează bărbatul la un același loc de muncă, făcând aceeași muncă. Pentru noi asta este scandalos, să fiu mai moderată, pentru că nu pot să găsesc o justificare la achitarea unei munci în egală măsură, dar diferențiată pentru femei și bărbați. Înțeleg că asta se întâmplă pentru că la noi societatea percepe bărbații ca fiind întreținători a familiei, deci cel care aduce în familie trebuie să întrețină și să suporte toate cheltuielile. De asta salariul femeilor este redus cu gândul că ea este oricum întreținută de un bărbat care primește mai mult decât dânsa. Asta este eronat pentru că noi trăim într-o societate contemporană în care relațiile nu întotdeauna sunt oficializate și cu toate acestea se creează familie, se cresc copii și se construiesc cămini, deci adăposturi. De aceea pentru mine este inuman să fie achitată femeia pentru o muncă de aceeași calitate, mai puțin doar pentru că este femeie, în preconcepția că lângă ea neapărat se regăsi un bărbat care o va întreține. Doamna Străisteanu, de ce acest strigăt vine tocmai de 8 martie, atunci când femeile, spre deosebire de alte zile ale anului, și noi lucrul ăsta bărbații trebuie să-l recunoaștem, sunteți mai apreciate, mai luate în considerație și așa mai departe? Pentru că observăm că 8 martie este distorsionat spre aceleași stereotipuri de care anterior discutam. Adică că femeia trebuie să fie întreținută, păzită, ea trebuie să fie feminină, ea trebuie să fie mamă. Sigur că rolul de femeie ca mamă nu-l neglijăm, nu-l disprețuim, dar 8 martie nu este despre maternitate. Noi cu toții știm că 8 martie este o dată la care Asambleea Adunării Naționale a Națiunilor Unite a decis să se oprească ca dată în care să marcheze anual Ziua Internațională a Femeii. Astfel, subliniind că femeile, prin marșurile încă din 1890, au mărșăluit pentru drepturi, pentru aceeași dreptul la vot. Noi, până în 1950, în multe țări, femeile n-au putut vota.
Și asta e absolut ridicol. În 1950 asta nu de mult a fost. Și ele n-au avut dreptul la vot. Pentru dreptul de a fi salarizate la același nivel, pentru a avea protecție socială și la locul de muncă și pentru creșterea copiilor, să nu fie blamate și când sunt însărcinate și continuă să lucreze, să aibă un sprijin, să aibă acces la servicii medicale. Toate aceste lucruri au fost ridicate de către femei prin aceste marșuri. Iată de ce 8 martie nu este, și cum am zis și noi în marș, în primul rând bomboane și flori. Este în primul rând o zi în care trebuie să înțelegem că, spre deosebire de bărbați, noi am luptat pentru drepturile de care astăzi ne bucurăm. Bărbații le-au primit ca o chestie firească, pentru că sunt bărbați. Noi am luptat pentru ele. Și de 8 martie, în fiecare an, ieșim cu un marș tematic, ca să readucem aminte că noi suntem încă în forță, suntem o forță și sunt în continuare cu regret probleme majore cu care ne confruntăm exclusiv pentru că suntem femei. Doamna Stoisanu, mesajul acestui marș cui este adresat? Tuturor și societății, evident. Noi când am mers deci, pe traseul nostru, ne-am adresat trecătorilor, să zic, deci membrilor societății care se regăseau pe traseul nostru, se opreau din drumul lor ca să ne audă și să înțeleagă cu ce mesaj venim. Evident, instituțiilor de stat, organelor de drept, politicienilor și celor care ne conduc, pentru că am scandat și sloganul că femeile, când sunt abuzate, ele așteaptă protecție egală din partea legii. La noi se întâmplă că bărbatul este favorizat și întotdeauna la femeie se uită ca prin lupă să găsească cum și în ce a fost, a greșit, ora a greșit-o, e prea întuneric când a ieșit, haina a greșit-o, e prea scurtă sau același ruș pe care și l-a pus, prea aprins, prea provocator. Era o perioadă în care era suficient să arăți că ea l-a provocat și sărmanul n-a rezistat, a violat-o. Hai să-l achităm. Deci e ridicol. Sau a venit acasă obosit, ea n-a făcut borș, el a luat-o la rost, de ce nu-i borșul făcut? Ea i-a răspuns că dacă vrei ieși-ți fă, l-a provocat și el a bătut-o și este cu comoție cerebrală, trebuie să-l iertăm. Doamna Stoisanu, cel puțin în societatea bunicilor noștri era această vorbă populară. Femeia nebătută, casa nemăturată, da? Cam așa se spunea. Astăzi, acest concept mai este valabil în societatea noastră? Femeile se mai cer bătute, iau în ghilimele de rigoare? Știți, deseori între noi, fetele, avem și noi o glumă. Spunem că dacă, așa cum sunt, m-aș fi nimerit prin secolul 15-16, m-ar fi ars pe rucă ca pe o vrăjitoare. Evident, sunt lucruri de cultură arhaică, deci și sunt absolut încrezută că sunt inventate vorbe tot de bărbați în companiile lor. Și vorba că dacă nu te bate, nu te iubește, e exact din aceeași operă. Noi, ca la oricare artă, ne uităm ca la artă sau ca la o cultură arhaică, nimic mai mult. Evident, nu poate fi o justificare această exprimare sau linie de apărare în instanța de judecată a unui bărbat care este dar acuzat. Dar în activitatea noastră de avocat, v-ați întâlnit cu asemenea femei în mod special care consideră încă așa că trebuie să fie bătut, e ceva firesc, e ceva natural? Ori n-am acest stereotip este vechi? N-am întâlnit niciodată femei care să considere că așa trebuie să stea lucrurile. Dar eu foarte des întâlnesc femei care rabdă din cauza copiilor acest abuz. De frica societății, de frica opinii, precum că ea este cea care destreamă familia, care rupe copiii de lângă tată, cea care este blamată, tu ți l-ai ales. Trebuie să suporți. Asta eu am întâlnit. Dar niciuna, cu câte femei abuzate am lucrat și astăzi ani de zile, eu n-am întâlnit ca ea să creadă în faptul că da, eu am meritat-o, că probabil ceva n-am făcut corect. Niciodată. O familie atunci când merește într-un impas, probabil vina o au ambele părți. Există acest cult al discuției, al așezării la masa tratativilor, a identifica problema, a soluționa în interior? Corect ați formulat impas. Da.
Dar asta înseamnă că noi am ieșit din domeniul abuzului și violenței. Impas înseamnă să vorbești aceeași limbă, deși vorbești aceeași limbă, nu te pricep, da? Nu există, oamenii nu se duc, puțini care merg la psiholog și solicită ajutor sau încearcă să facă un efort pentru a-și înțelege partenerul ceea ce ar fi o responsabilitate. Noi primim în marea majoritate, văd cupluri care primesc ca fiind o chestie obișnuită omul de alături, respectiv nu depun efort să-i arate respect, să-i arate emoțiile pozitive, să contribuie la acea liniște din familie, dar cu siguranță totul vine din familie și noi repetăm modelul părinților noștri și doar dacă conștientizăm ce n-a fost bine în relația părinților și nu vrem să se repete în familiile noastre, căutăm o schimbare de comportament, un ajutor, citim cărți de psihologie, încercăm să comunicăm mai mult, vedem cum trăiește lumea în jurul nostru, ca să schimbăm. Cei care repetă modelul de comportament, ei deseori ajung la divorț și abuz emoțional, iar în cele mai rele cazuri chiar la bătăi. Inspectoratul General al Poliției spune că în 2016 s-au comis 618 infracțiuni ce atentează la viața sexuală. Haideți să vorbim despre această cifră. Este una strigătoare la cer? Este prea mult pentru țara noastră mică, eu consider, da. Care sunt factorii? Ce determină? Greu de spus, dar una din factori pe care îi văd din practică deseori este absoluta încredere că va scăpa. Fie că fata are dizabilități și respectiv nimeni nu o va crede. Sau va raporta târziu. Fata... Deci a fost poate în stare de ebrietate, nu contează, avansată sau ușoară, într-un fel anumită îmbrăcată. Deci absoluta încredere că va scăpa de pedeapsă, blamând femeia pentru felul cum a fost sau pentru locul în care s-a aflat. Pentru că, și iarăși, nu pot generaliza, dar 618 de bărbați au fost învinuiți, suspectați, că nu-i vorba de condamnări, sunt cazuri de raportări, suspectați că ar fi întreținut relații sexuale fără consimțământul femeii într-o circumstanță sau alta. E prea mult. Și noi nu în zadar insistăm asupra educației sexuale în școli. Pentru că educația sexuală nu înseamnă să înveți copiii cum să facă sex și să primească din asta plăcere. Asta e o informație despre contraceptivi, prevenirea sarcinii nedorite, înțelegerea propriului corp, cum el interacționează cu sexul opus. Pentru că nu poți cu ochii închiși să intre în anii de adult și oricum vii în situația în care urmează să întreții o relație și să fii absolut nepregătit, după care încep probleme care puteau elementar fi evitate, o sarcină nedorită, deci o maladie, eu știu, probleme cu potența și multe altele. Și de aici frustrări, sentimente de ură, complexe, bătăi, pentru că când vorbim de stereotipuri, noi nu trebuie să uităm că de la un bărbat de asemenea în societate se așteaptă la foarte multe. Să aibă capacitatea de a face mulți bani, să întrețină. Trebuie să aibă o mașină scumpă, îi se spune, pentru a avea atenția fetei care o dorește, da? să o curteze. Sau... Și atunci când nu reușește sau îi se arată la defectele pe care le are, mai deseori, deci ori se închid în ei, ori devin agresivi. Atunci noi când vorbim despre familie, vorbim de regulă despre violența fizică. Există și cea sexuală în familie? Există. Există, dacă ați observat în ultimele zile, cred că a fost o știre despre faptul că doi moldoveni, soț cu soții, trăiesc în Italia și el, deci, este proxenetul ei. Deci, ea se prostituează și el îi ține protecția, cum ar veni. Și în felul ăsta, ei își fac un venit în familie. Asta este violență sexuală în familie. Când un partener îi cere relația sexuală de la celălalt, când nu este dorință reciprocă, dar se impune, de asemenea, este abuz sexual. Și un alt caz strigător care a fost în Marea Britanie, când fiica s-a destinuit tatălui că este de orientare homosexuală și el a violat-o ca să-i arate că sexul cu bărbat este mai plăcut. Eu am citit scurta sentință a judecătorului și articole care vorbeau cum a reacționat
judecătorul dând sentință față de acest... Deci da, violența sexuală există, inclusiv când ți se spune cum să te îmbraci, cum să nu te îmbraci și când ești luată în derâdere, de exemplu, fiind numită deseori curvă, pentru că porți poate un decolte mai pronunțat sau picioare frumoase, de aia porți și fuste potrivite, da? Și pentru a umili partenerul, deseori se ajunge la folosirea cuvintelor injurioase și asta este la fel violență sexuală. Tânăra generație înțelege problema, cum a reacționat și la acest marș pe care l-ați organizat? S-au solidarizat? Au primit mesajul? Sunt receptivi? Noi am avut printre participanții la marș și adolescenți și copii, sunt care se interesează de subiect, se aliniază, sunt alții nedumeriți, dar sunt și tineri care, cum spuneam, copii comportamentul părinților săi și perpetuă stereotipurile pe care le-au auzit și după care încerc să-și facă propria viață. La capitolul preluarea comportamentelor, din datele enunțate mai devreme, 19 crime s-au comis de către persoanele în stare de ebrietate. Aici apare întrebarea, starea de ebrietate versus violența merg mână în mână? Foarte mulți, chiar și la instruire din juriști, avocați, întrebau, păi e o stare de afect sau o stare de irresponsabilitate, el era în stare de beție. Ca atare, comiterea unei infracțiuni în stare de ebrietate este agravanta faptei și nicicum o circumstanță atenuantă. Și doi, nu din cauza stării de beție persoana comite infracțiunea. Curajul vine la starea de beție și incapacitatea de a înțelege proporția forței pe care o aplici. De aici situațiile când persoana fiind în stare de ebrietate manifestă o atitudine agresivă și lovește mai cu putere decât ar fi făcut-o nefiind beat și duce la deci consecințele tale conflictul în cauză. Deci starea de ebrietate nu poate fi nicicum nici justificare și nici o explicație, dar o circumstanță indusă intenționat de infractor ca să-și realizeze intenția. 21 de infracțiuni au fost comise de către copii în vârsta cuprinsă de 14-17 ani. Haideți să discutăm despre acest segment. E cel mai vulnerabil? E adevărat. De mai multe, de mai mulți ani, aproximativ 4-5 în special, aud despre cazuri de viol comise între minori, exact în grupa de care ați menționat, 14-17 ani. La noi răspunderea pentru viol apare de la 14 ani pentru că este o infracțiune gravă și legislatorul spune că autonomia fizică, deci prin viol se atinge la un nivel înalt, de ce noi vrem să sancționăm de la 14 ani. Pe de o parte ți-e milă pentru că înțelegi că se comit aceste infracțiuni de copii nu din propria lor înțelegere. Unii experimentează pentru că au acces la filme pornografice. Alții sunt încurajați de, nu știu, tineri mai în vârstă, să zic așa, de cei care sunt în jur de 18 ani sau poate chiar adulți. În alte cazuri, cei ce sunt mai grave situații, când se comit în grup, adică trei, cel puțin trei băieți, deci între această vârstă cuprinsă, violează o fată sau chiar un băiat. Avem 27 de infracțiuni. Exact. Și asta tot vine din lipsă de educație. Lipsa grijii părintești, pentru că migrația noastră ne lasă copiii fără grijă părintească doar în atenția bunelor, care nu au suficientă înțelepciune, răbdare, atenție, putere fizică să le fie alături și să prevină comiterea unor astfel de infracțiuni. Și atunci, din mai multe circumstanțe, cum spuneam, care puteau fi evident evitate prin educație, prin implicarea copiilor în anumite exerciții și discuții, prin acces la informații accesibile pentru acești tineri, noi umplem închisorile cu tineri de 14, 15, 17 ani pentru o infracțiune care ei probabil nu ar fi comis-o. Eu nu cred în răul născut din om, eu cred în răul educat în om care apare din familia agresivă și violentă, din societatea unde blamează acest copil pentru diferite lucruri, doar că îl blamează și el pentru a se manifesta, pentru a-și arăta că el tot este om cu demnitate, ajunge să comită iată astfel de acțiuni. Doamna Stăistianu, la acest eveniment despre care vorbim astăzi am văzut și unii actori politici. Mă refer la femei.
femeile în politică, în viziunea dumneavoastră, sunt și ele discriminate? Mi-e dificil să mă pronunț pentru că nu sunt în sfera politică și puțin tangență am avut. Cel puțin o percepere așa la nivel de observare. Am observat că ele sunt mai puțin active pentru că se simt la fel apreciate prin anumite stereotipuri, prin faptul sunt mame sau nu, sunt soții sau nu, sunt oare ele gospodine sau nu, și noi ca societate cu regret acceptăm acest lucru și asta e foarte regretabil, pentru că odată ce o femeie este lăsată, țintă a unor astfel de atacuri curat bazate pe stereotipuri, insinuări că ar fi fost cu vreun coleg de serviciu sau un coleg de partid, nu știu în ce călătorii, celelalte femei se gândesc de 2-3 ori înainte să intre într-o astfel de dezbatere și să se expună unui astfel de atentat la integritatea psihică absolut nemeritoasă. Pentru că noi participăm în viața politică pentru a promova anumite idei, pentru a face o anumită schimbare. Și noi trebuie să fim privite, în primul rând, ca acel politician, acest lider, acel ființă umană care are potențial să contribuie la o schimbare. Nu, pe noi, la noi se uită prin organul nostru genital. Suntem noi femei sau suntem noi bărbați? Și asta nu are absolut nicio relevanță. Și noi încă nu ne-am învățat să ne uităm la om prin prisma muncii pe care o face și a potențialului pe care îl aduce. Noi ne uităm dacă este suficient de frumos, dacă se îmbracă la modă, dacă este femeie sau bărbat și de dorit, și numai pentru femeie asta este valabil, să fie evident măritat cu copchii și gospodin. Doamna Străisteanu, există domenii la ora actuală de educație în exclusivitate bărbaților? Când vorbim la angajări în câmpul muncii sau la anumite acțiuni, până mai ieri, spre exemplu, țin minte, copilăria mea era o rarietate femeia la volan. Astăzi nu mai e o rarietate. Da. Eu mi-aduc aminte ca membra Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, m-am autosesizat cu privire la hotărâri de guvern din 1991. Hotărârea de guvern a aprobat clasificatorul profesiilor, accesul la care le este interzis pentru femei. De obicei sunt profesii legate de industria grea, de inginerie, inclusiv în aviație. Foarte straniu mi-a părut în aurie, adică unde se prelucrează givărgie. Și m-am autosizat ca să văd în discuții, la o ședință publică cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de ce noi astăzi, bun, hotărârea din 91, deci astăzi era anul 2015, dacă nu mă înșel, avem nevoie de astfel de prohibiție, exclusiv bazate pe sexul femeii. Și noi vedem că talentul se poate naște în orice formă, bărbat sau femeie. Dacă este om priceput în aceeași inginerie aviatică, militară sau civilă, de ce să-i negi acces la această formare profesională și să nu beneficiezi de acest potențial numai pentru că este femeie? Știți care a fost răspunsul? Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale mi-au zis că asta a fost luat pentru a proteja femeile, pentru că ele urmează să nască. Și eu mi-aduc foarte bine aminte întrebarea care eu le-am adresat-o. Spuneți-mi, vă rog, dar bărbatul care este expus la condiții nocive de muncă, zi și noapte, nu contează, deci o perioadă îndelungată în aceste domenii, da, vine acasă, face dragoste cu soția, concepe un copil. Spuneți-mi, vă rog, din aceste două sămânțe, una este afectată. Și noi spunem că oricum o să fie generație sănătoasă pentru că femeia nu a fost expusă acestor condiții nocive. Nu! Iată, prin așa argumente, noi am ajuns la concluzia că trebuie de schimbat această practică existentă din Uniunea Sovietică, pentru că nu există o explicație logică. Materialul biologic, fie el la bărbatul, fie a femeii, în aceeași măsură se expune condițiilor nocive de muncă. Ori îi protejăm pe toți, ori nu protejăm pe nimeni și ne uităm la condițiile de muncă pe care noi le schimbăm ca salariații și angajații noștri să nu aibă de suferit. Doamna Străisteanu, vreau să atingem un alt subiect destul de sensibil în această emisiune. Vreau să discutăm despre cazul medicului Stanislav Florea, condamnat la 13 ani de închisoare, și vreau să aflu de la dumneavoastră mai multe, pentru că anterior, fiind în studioul postului nostru de televiziune, am prezentat telespectatorilor acest caz și mersul anchetei. Haideți să vedem care este starea de lucruri la ora actuală.
Suntem acum la Curtea de Apel Bălți. Pe 6 aprilie avem ședința de judecată. Se examinează cererile de apel a tuturor. Evident, inculpatul a depus cerere de apel, el nu este de acord cu sentința de condamnare pe care a primit-o, 13 ani de închisoare, chiar dacă a fost amânată executarea acesteia. Noi deci am sesizat faptul că el nu a fost reținut în sala de ședință la pronunțarea sentinței. Procurorul a depus cerere de apel pentru că nu este de acord cu încetarea învinuirii pe mai multe episoade de viol în care a fost învinuit. Și evident, ca avocat a părților vătămate, am depus cerere de apel pentru că nu suntem de acord cu faptul că nu li s-a oferit compensație financiară acestor femei, pentru faptul că nu au fost luate mai multe circumstanțe a acestor abuzuri în considerație în sentință și iarăși evident pentru faptul că s-a încetat pe mai multe episoade procesul penal. Mai mulți colegi ai noștri vorbeau și despre insulta acestuia la sau adresată femeilor cu dizabilități. E așa? Despre ce este vorba? În instanța de fond, înainte de a ajunge astăzi în apel, au fost mai multe tentative de a blama aceste femei pentru că nu sunt suficient de frumoase, respectiv despre care viol noi putem vorbi, că numai pe femei frumoase le poți viola. Asta era una din liniile de apărare a inculpatului. Era vorba și despre faptul că au tulburări psihice și puneau la îndoială capacitatea lor de a da declarații contrar rapoartelor de expertiză care confirmă că prin prisma dizabilității mentale sau intelectuale pe care fiecare o are, ceea ce ele relatează e exact așa cum se întâmplă. Deci cum ea a reținut, cum ea a înțeles, în cuvinte simple, ea asta relatează. Și dubii cu privire la faptul că ea ar putea adăuga sau inventa nu sunt. Rapoartele de expertiză au fost de mare ajutor din punctul ăsta de vedere, pentru că având peste 18 femei care au trecut prin așa o experiență, declarațiile care le fac, ele coraborează între ele, respectiv prezumția că s-a comis astfel de abuzuri este mai înaltă. Acum, în instanța de fond, noi nu am făcut față acestor linii de apărare în ședințele de judecată. Știam că avocatul inculpatul este un fost procuror și e o chestie obișnuită. Da? Deci noi cunoaștem care este practica anchetării cazurilor de viol. Dar a fost mirarea mea personală, recentă, faptul că al doilea avocat angajat la instanța de apel de către inculpat a reflectat din nume propriu aceste argumente în apărarea inculpatului. A depus un apel suplimentar cu propria semnătură și aduce aceste argumente, printre care, în special, și-a permis să scrie că clientele mele au avut fantezii, deci adică faptul că au denunțat un viol sau un abuz sunt fanteziile lor, se arată deranjat și el consideră, în opinia lui, că condamnarea se bazează doar pe declarațiile părților vătămate, ceea ce nu este totalmente adevărat. El declară de asemenea că părțile vătămate ar fi făcut așa declarații contra unor bani primite de la o rudă a uneia din femeile părți vătămate. Și asta deja este un fals. Eu, ca avocată, și-l cunosc, desigur că pe colegul meu, sunt foarte atent atunci când scriu un document în apărarea clienților mei. Avocatul este obligat să facă maximum posibil, prestând un serviciu juridic calitativ, eficient, bazat pe lege, nu pe emoții și nu pe cuvintele clientului. Dacă clientul vrea să facă anumite afirmații și este dreptul lui, le face și tot el le semnează. Nu arată profesionist din partea unui avocat care se poziționează și apărător al drepturilor omului să depună un astfel de apel și în încercarea de a-l achita pe propriul client să umilească femeile cu dizabilități, rezidentele internatului psihoneurologic care au depus aceste declarații și de fiecare dată când vin la ședință trec printr-un calvar de emoții, își adună curaj și vin să-l vadă și să dea declarații în prezența lui. Oricare apărător de drepturi omului înțelege ce înseamnă viol, greutatea prin care o femeie trece, începând de la faptul că i s-a întâmplat și
vrei să înțelegi de ce s-a întâmplat cu mine și cu ce am greșit în viața asta, că anume eu am fost violată și abuzată. După care trebuie să treci examenul medical, dacă poți, după care să depui o plângere, să povestești tot un detaliu ca să convingi polițistul și procurorul că asta ți s-a întâmplat, după care să vii și să repezi de câteva ori în instanța de judecată. Și când treci prin toate astea, un avocat care se poziționează apărător drepturilor omului nu are dreptul moral să le atingă demnitatea făcând astfel de argumente. Noi nu negăm prezumția nevinovăției a lui Stanislav Florea. Noi nu negăm dreptul lui la apărare, la proces echitabil, să-și aducă probe. Noi nu negăm. Noi îi negăm dreptul avocatului lui de a încălca demnitatea părților vătămate a acestor femei cu dizabilități. Și am zis în postarea mea, poți să-ți aperi clientul acuzat de viol fără să ofensezi victima care a depus plângerea. Poți, pentru că este lege, este sarcina probii, sunt mijloace, procedee prin care probezi sau anulezi o anumită declarație, un anumit fapt, dar nu o faci spunând că de fapt tu faci fantezie, de fapt tu minți pentru că ai avut un interes material. Noi doar nu coborâm la nivelul ăsta, corect? Doamna Stăisteanu, ce înseamnă o afirmație de genul nu există mărturi oculare? Mie mi-a stârnit interesul. Și asta e un alt aspect prin care vrei să arăți că femeia minte despre viol. Eu în viață n-am întâlnit un dosar de viol în care să fie un martor ocular. Decât înregistrarea video despre care agresorul nu știu cum a uitat și nu și-a dat seama, n-a cunoscut. Da, o înregistrare video poate fi martor ocular. Dar omul care, de exemplu, a stat în odaia cu ecranul de unde mergea această înregistrare și vedea dintr-o odaie și nu a intervenit, el poate fi complice. El nu poate participa în dosarul penal ca martor ocular. Pentru că el a facilitat comiterea infracțiunii, el putea interveni, să oprească și se ajungea, de exemplu, la tentativă de viol. Dar când, mă refer la situații obișnuite, da, ești paznic, da, ai ecrane, diferite camere și îți vine înregistrarea în odaia ta, să stai pe loc, să stai să te uiți, nu ești martor ocular. Asta e unica versiune în care eu am încercat să modelez cum ar putea fi în instanță un dosar de viol cu martor ocular. Înregistrarea video eu o văd, dar nu și omul care în direct, în acel minut când se întâmpla alături, era, putea opri și n-a făcut nimic. Martor ocular poate fi după, imediat cum femeia a scăpat de mâinile agresorului și în alergarea spre apărare. Noi vorbim despre martor ocular care nu a văzut însăși actul sexual abuziv, dar a văzut femeia la scurt timp după asta. Dar avocatul nu face diferență. El spune martor ocular a violului nu există. Și noi avem prejudecata asta foarte bătrână, ca și vorba a femeii nebătută ca casa nemăturată, că femeile mai degrabă mint despre viol decât spun adevăr. Și eu nu pot să-mi dau seama cum asta poate fi logic. Pentru că violul îți lezează integritatea și autonomia sexuală. Ea lovește în onoarea ta de femeie. Ea lovește în onoarea familiei tale, dacă în societate, cum este cea musulmană, de asta este legată demnitatea tuturor celorlalți. Tu violezi femeia ca să-l umilești pe un anumit bărbat care ai conflict. Da. Dar eu nu pot să înțeleg de ce femeile sunt în continuare și sistematic învinuite și făcute mincinoase din start. Nu, e mai degrabă că minte decât că s-a întâmplat. Asta e oribil. E oribil când o vezi din partea unui polițist, de exemplu, pentru că nu m-a văzut-o, el, da, mă rog, are de investigat și poate începe de la prezumția asta, dar iarăși, cu atenție. De la un străin care nu se pricepe, da, și a crescut în prejudecăți, dar de la un avocat care se poziționează ca apărător de drepturile omului, eu asta niciodată n-o s-o pot înțelege. Domnul avocat, cazul lui Stanislav Florea, trebuie să-l credem unicat în acest sistem al spitalilor de psihiatrie, pentru că și noi, jurnaliștii, am scris, avem anumite bănuieli, însă și cazul pe care îl reprezentați este unul foarte anevoios, știu, și ca perioadă de timp, și ca acumulări de probe și așa mai departe. Unde este adevărul până la urmă? Stanislav Florea este unicul în sistem sau a fost?
Știți, lucrează oameni foarte profesioniști și de mare curaj în aceste instituții și nu vreau acum să generalizez. Vreau să cred că asta este o situație unică, pentru că noi apelăm la medici și acceptăm serviciile medicale din partea medicului, indiferent este femeie sau bărbat, pentru că vrem acces la servicii medicale de calitate. Și vreau să cred că este unic o caz găsit târziu, dar totuși găsit, pentru că din depozițiile părților vătămate, ele, câteva din ele au depus plângeri la Ministerul Muncii Protecției Sociale încă din anii 90 și au fost comisii peste acum comisii. Acum suntem în 2017. Da, au fost comisii peste comisii și niciuna nimic nu a identificat. Chiar Stanislav Florea face referire la ele, spunând că eu trebuie să mă achitați pentru că eu sunt impotent și pentru că Ministerul Muncii la diferite plângeri au fost și nimic nu a găsit. Deci uitați-vă ce poziții de apărare are, da? Deci dacă spui că ești impotent, atunci tu spui că nu ai capacitatea. Ori tu spui că nu s-ai văzut, pentru că femeile sunt în instituții închise totuși. Ea nu poate din internat alerga, având și dizabilitate mentală și intelectuală, alerga să reclameze la medic legist, da, să reclameze. Foarte mulți din ei nu au celulare ca să telefoneze și multe din ele, prima reacție care au avut-o e să meargă să spele de pe dânsele, pentru că cuvintele m-o spart fac ecou în urechile mele de când am auzit de pozițiile lor. Asta așa e de simplu și așa e de direct ce înseamnă viol pentru aceste femei. M-o spart. Înțelegeți? Eu nu știu, eu de fiecare dată când și nu zic că asta este suficient pentru o condamnare, să fiu înțeleasă corect, dar asta este suficient să le respecti, să le respecti, să-ți alegi cuvintele din care faci argument în apărarea lui. El are dreptul la apărare, fără discuții, dar o face decent. Noi asta vrem, să avem un proces de judecată echitabil în care nimeni pe nimeni nu insultă pentru că are dizabilități sau pentru că nu este suficient de frumos. Un martor în instanța de fond, când a fost întrebat, de exemplu, ce cunoașteți despre situația asta, de ce ele sunt Angelina Jolie să le violez, vă dați seama. Deci ele nu sunt suficient de frumoase ca să le violez. Ceea ce te duce la gândul că în cazul lui Stanislav Florea, având în vedere numărul de femei și numărul de episoade investigate, el a fost foarte conștient că o face cu persoane cu dizabilități care nu au respect în această societate, a căror capacitate de a da depoziție este întotdeauna pusă la îndoială. Și oricare din ele să fi depus o plângere, cum deja au fost și i s-a demonstrat prin anchetele ministerului, da? Nu vor fi crezute. Și exact asta se întâmplă de fiecare dată, pentru că asta este a lui viziune. Doamna Stăistean, vreau să revenim la femeile în general, femeile din anul 2017 în Republica Moldova și dumneavoastră anterior vorbiți despre faptul că pe parcursul timpului, datorită marșurilor, datorită anumitor acțiuni, femeile au ajuns a obține unele drepturi. Eu insist asupra faptului, haideți să vedem, în Republica Moldova, femeile urmează să-și mai revendice unele drepturi? Da, eu cred că dacă să începem de la datele statistice, da, vorbeam despre salariu, că totuși există o diferență de plată pentru munca de aceeași valoare prestată de o femeie și de un bărbat. Mai sunt de asemenea și stereotipuri cu care femeile se confruntă când denunță un abuz în familie și mai greu și în societate. Există chiar și impedimente în acces la anumite profesii și când sunt tradițional masculine, în cadrul acestui colectiv trebuie să le faci față acestor viziuni. Spre exemplu, într-un sector de poliție și nu cunosc din auzite, da, dar dintr-un caz practic, în sector de poliție care cunoașteți, deci el este mai aproape de comunitate, mai accesibil pentru om să vină să depună o plângere, să-și cunoască polițistul de sector, da? Au fost câteva, inclusiv femei angajate a poliției, deci oferite locuri și să lucreze. Și acum, în acel sector de poliție, acestei femei nu îi se dădeau, ca unui oricare angajat de poliție, materialele după cum ele veneau în rând la examinare. Ele erau alese.
erau alese mai ușurele, mai, nu vor să zic mai puțin important, dar cazuri ca care nu implică, ca și intensitate, mai reduse, exact. Deseori le se propunea să facă mai mult lucruri de secretariat, aducerea evidențelor din registru sau includerea informației în registru. Pentru mine, asta este ofensator. Să treci tu Academia de Poliție, să treci tu pregătirea profesională, să treci examenele, deci să-i absolvești la același nivel cu colegii tăi bărbați, să vii la locul tău de muncă și să fii tratată ca femeie, nu ca angajată a poliției, ca colaborator de poliție, cum unii se spun, da? Dar exclusiv ca femeie. Lucru de secretariat și lucru mai ușurel. Noi, dacă angajăm femei ca polițist de sector, ea trebuie să fie capabilă să încătușeze un agresor care se îndrăjește sau o atacă, trebuie să fie capabilă să oprească o agresiune împotriva ei și împotriva altora și dacă asta este pregătirea care se oferă la academie, trebuie să aibă exact oportunitatea egală cu colegul bărbat să-și îndeplinească meseria. Până la urmă, circumstanțele din colectiv a impus-o să aleagă un alt serviciu în alt sector. Dar asta se întâmplă. Deci câte impedimente? Educație, să nu fii violată, să nu fii bătută, să înțelegi corect partenerul, să reușești să capeți o profesie și să reușești să te integrezi într-un colectiv. Bărbați, înțeleg aceste probleme, acest set de probleme despre care vorbesc dumneavoastră? Sunt, sigur că sunt bărbați care înțeleg, dar totodată și sistemul. De exemplu, în poliție foarte puțini înțeleg și apreciază că o femeie poate să-i fie la egal, pentru că fizic sunt mai slabe. Dar nu, niciodată nu am înțeles argumentul legat de puterea fizică, pentru că multe din arte marțiale ne învață că cu un deget îl poți dobori pe oponent, doar să știi cum să-ți folosești forța. Dar iată că chiar în organele de poliție în continuare se consideră că femeile sunt mai slabe și respectiv atmosfera în interior este una de cult al feminității, nu un cult al colegialității, indiferent de sex. Pe parcursul anului 2017 mai urmează anumite marșuri, anumite manifestări organizate de către aceste ONG-uri? Din câte cunosc la moment, nu, dar noi întotdeauna ne putem aduna într-un marș pentru susținerea unui caz, pentru susținerea unei femei sau unui subiect de interes major. Și ce ține de marșul care a fost pe 8 martie, el este unul planificat și va fi tradițional, sper eu, an de an și sper și ca bunic într-o zi să vin cu nepoții mei la un astfel de marș mulți ani înainte. Dar la moment nimic planificat analogic nu avem. Poate fi ceva ad hoc la necesitate. Atunci când vorbim despre minoritățile sexuale, femeile ce fac parte din minorități, sunt privite și, nu știu, catalogate drept persoane care nu percep în mod real adevărul sau cum sunt văzute? E o problemă cu minoritățile sexuale? Nu am întâlnit în practică cazuri de abuz față de o femeie lesbiană pe motiv că ar fi lesbiană și mă refer la abuz sexual. Dar cunosc despre violență în familie față de adolescenți care confesează, recunosc că au atracție față de același sex. Deci apare reacția de agresivitate din partea părinților, deseori din partea taților, deci din puținele cazuri care le-am auzit, iarăși nu vreau să generalizez. Dar violența în familie este, inclusiv încuierea, a fost un caz la Hâncești unde copilul a fost încuiat în casă, izolat de școală, izolat de prieteni, societate. De toți, corect, pe 2 săptămâni pentru a se gândi, pentru a se răzgândi într-un fel. Și astfel de cazuri de obicei finisează în 2 variante. Copilul neagă, deci renunță, spune că nu, eu am glumit sau a fost o chestie temporară, ceea ce este un fals. Deci el trebuie să se simte nevoit să mintă ca să iasă din impas, să păstreze relațiile cu părinții pe care oricum îi iubește. Ori a 2-a variantă, ei pleacă de acasă, ei fug de acasă și se ascund la diferite prieteni. Și aici avem o situație, pentru că
Neavând încă 18 ani, persoana nu poate nici să se angajeze, nici să-și închirieze un spațiu, nici să-și facă proprii bani și rămâne mai vulnerabil decât a fost. Cu familiile nu se lucrează. Doamna Străistean, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni, o bănuiesc că poate apărea din partea bărbaților. Avem femei agresoare? Avem femei agresoare la capitolul, nu știu, sexual sau de orice altă natură? Pentru că astăzi am vorbit despre drepturi, despre statutul femeii în societate. Haideți să vedem și cealaltă latură, cealaltă extremă. Am auzit de cazuri de violență în familie, unde femeile au fost atrase la răspundere penală. Dar nu am auzit în această țară despre viol, în care femeia să fie învinuită de viol față de un bărbat, sau abuz sexual, sau hărțuire sexuală. N-am auzit. Statisticile nou nu ne arată după sexul persoanei bănuite, cine a comis aceste, de exemplu, 618 da. Violuri. De aceea chiar nu am întâlnit. Dar violență în familie se întâmplă. Există. Fizică și psihologică sau emoțională, cum noi îi spunem. Da, ele se întâmplă. Doamna Străisteanu, eu vă mulțumesc din suflet pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost emisiunea în direct. Vă mulțumesc, o seară bună!